Să începem. Bună ziua, bine ați venit! Numele meu este Mihaela Croitoru și reprezint compania Innova Project Consulting. Suntem din București și suntem parteneri alături de Camera de Comerț și Industrie Neamț în cadrul proiectului O nouă șansă pentru succes în afaceri, Succes Plus. Proiectul este cofinanțat prin programul operațional Capital Uman 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană, după cum știți, de statul român, de guvernul român prin bugetul de stat și de către compania noastră Innova Project Consulting. Proiectul urmărește creșterea ocupării în regiunea Nord-Est prin oferirea unor cursuri de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, astfel încât antreprenoriatul să devină o alternativă la ocupare. În principal, proiectul este o alternativă la ocupare pentru persoanele care doresc să înființeze o afacere, o nouă afacere, dar în mediul urban. Scopul acestei prezentări este să vă informăm despre activitățile principale din cadrul proiectului, despre condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndepliniți dacă doriți să participați în cadrul proiectului și despre posibilitatea, în principal, de a înființa o afacere pentru care puteți să primiți o subvenție. Cine poate să beneficieze în cadrul proiectului? În special, persoanele care au vârsta peste 18 ani, care doresc să desfășoare o afacere non-agricolă în mediul urban, în regiunea de dezvoltare Nord-Est și care au mai puțin de 68 de ani. La prima vedere, toată lumea poate să fie eligibil. Mai sunt câteva condiții și anume, să aibă domiciliul sau reședința într-una din localitățile din această regiune, și să se încadreze într-una din aceste categorii, adică să fie angajat, să fie șomer sau o persoană în căutarea unui loc de muncă sau persoană inactivă în sensul acesta. Șomeri ne referim atât la persoanele care sunt înregistrate sau persoanele care au fost înregistrate și au primit un ajutor de șomaj, dar și la persoanele inactive și aici ne referim la persoanele care sunt studenți sau care sunt elevi, dar îndeplinesc condiția de 18 ani. Condiția de a participa este să fie minim absolvent de studii medii, întrucât proiectul nostru prevede organizarea unui curs de dezvoltare a competențelor antreprenoriale, care este autorizat de către Autoritatea Națională pentru Calificări, iar condiția de participare impusă de legislația specifică este de studii medii. Ce mai trebuie să știm dacă dorim să participăm la acest proiect? Și anume, să nu mai fi beneficiat sau să nu mai participe în momentul de față în activitățile unui proiect similar care se desfășoară în această regiune și nu numai, în cazul în care aveți reședința, de exemplu, în altă regiune. Aici trebuie să fac o paranteză. Acest proiect nu este unic. În regiunea Nord-Est sunt peste 20 de proiecte similare. Toate urmăresc același scop, toate prevăd aceleași tipuri de activități. Prin urmare, dacă vă duceți să vă înscrieți în grupul țintă dintr-un alt proiect și participați, de exemplu, la niște cursuri de formare, nu puteți să veniți să participați în cadrul proiectului nostru la o altă activitate, cum ar fi, de exemplu, cea de participare la concursuri de selecție a planurilor de afaceri. Prin urmare, dacă veți decide să intrați în grupul țintă în proiectul nostru, veți rămâne alături de noi până la sfârșitul proiectului. Cine nu poate să facă parte din grupul țintă al acestui proiect? Să ne referim la acea categorie care se numește NEET, adică persoanele care sunt cu vârsta între 18 și 24 de ani și care nu se află în nicio formă de învățământ sau care nu au niciun loc de muncă. Aceste persoane sunt eligibile în alte proiecte pe care le gestionează Guvernul României cu fonduri de la Uniunea Europeană.
Noi ne adresăm persoanelor cu vârsta între 18 și 68 de ani care sunt angajați, sunt inactivi sau sunt șomeri. Inactivii fiind și cei care sunt într-o formă de învățământ. Dacă doriți să participați în activitățile proiectului, trebuie să vă înscrieți ca persoană în grupul țintă. Procedura este simplă. În mapele pe care le aveți de la colegii noștri, aveți o serie de formulare care vă permite intrarea în grupul țintă. Dacă doriți să faceți acest lucru mai târziu, dar vă sfătuiesc să nu vă luați foarte mult timp pentru că proiectul se află spre finalul primei etape și o să vă dau detalii ce cuprinde acest proiect și fiecare etapă, găsiți metodologia pe site-ul antreprenoriadesucces.ro. Acolo aveți și formularele în format electronic. În mare, vedeți în dosar că aveți o cerere de înscriere, un chestionar care urmărește să stabilească dacă aveți un minim de abilități antreprenoriale și un CV în format Europass. Mai devreme, este vorba de trei etape principale. Prima etapă se numește formarea antreprenorială și noi ne aflăm spre finalul acestei etape și care constă în parcurgerea unui program de inițiere, competențe antreprenoriale, care are o durată de 42 de ore. Noi ne dorim ca în perioada următoare, până la sfârșitul lunii octombrie, cel târziu începutul lunii noiembrie, să organizăm un curs de formare în localitatea dumneavoastră, care să permită ulterior accesul în etapa a doua a proiectului. Acest curs, așa cum vă spuneam, este un curs care este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări, iar la finalul lui veți primi o diplomă recunoscută de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației. Pentru a putea primi această diplomă, trebuie să parcurgeți cursul, adică să fiți prezent la cele 42 de ore. Ele vor fi probabil structurate undeva între 4 și până la 6 ore în fiecare zi, în funcție de programul și de posibilitățile grupului țintă. Și la final veți susține un examen. Un examen care este o formă ușoară, nu este ceva foarte complicat și constă în două părți, o probă teoretică și una practică. Partea teoretică este un chestionar, o grilă cu 10 întrebări și proba practică constă în prezentarea și susținerea unui plan de afaceri. Planul de afaceri este, îl veți parcurge împreună cu formatorul pe toată durata cursului și este, să spunem așa, un exercițiu foarte bun pentru persoanele care vor dori să participe în etapa a doua a proiectului nostru, adică în etapa de prezentare, de concurs, de organizarea concursului pentru selectarea celui mai bun de plan de afaceri. Astea sunt informațiile pe care vi le-am spus deja. De ce să participați la acest curs? Pe lângă faptul că vă puteți dezvolta competențele antreprenoriale și obține o diplomă care să fie, așa cum v-am spus, care este recunoscută de Ministerul Muncii și de Ministerul Educației, avantajul principal îl dă practică persoanele care participă la acest curs vor fi avantajate în etapa de selecție a planurilor de afaceri. De ce? Pentru că în etapa următoare vom selecta 43 de planuri de afaceri care vor putea primi o finanțare de în sumă de 145.155 de lei. Această sumă, da, poate că nu este suficient de generoasă pentru unele idei de afaceri, dar pentru alții poate să fie destul de atrăgătoare. Și vorbim de o sumă de bani care este nerambursabilă. Acest concurs, aceste planuri, așa cum vă spuneam, vor fi selectate în urma unui concurs. La concurs vor avea mai multe șanse de participare dacă persoanele care au participat la curs vor avea mai multe șanse de finanțare a planurilor. De ce? Pentru că din cele 43 de planuri de afaceri, noi putem să finanțăm decât 4
4 planuri care vor fi depuse de persoane care nu au participat la programul de formare din cadrul proiectului nostru. Iar această condiție este valabilă în toate proiectele care se implementează, toate proiectele de acest gen care se implementează în această regiune. Este o condiție care a fost stabilită de Comisia Europeană, negociată cu Guvernul României. Prin urmare, dacă participați la acest curs, aveți mai multe șanse, sunt mai multe locuri disponibile pentru finanțare decât dacă alegeți să participați cu un plan de afaceri fără să fi urmat cursul la noi. Bineînțeles că sunt șanse și acolo, dar sunt șansele mult mai mici. Acum, scopul cursului de formare este să vă ajute să completați planul de afaceri în vederea depunerii lui ulterior în cadrul concursului pentru selecția planurilor de afaceri. Planurile le găsiți ca și model în metodologia de concurs pe care o găsiți deja pe site-ul antreprenoriadesucces.ro. Acolo vedeți exact toate criteriile, grila de evaluare pentru plan, modelul planului și toate documentele pe care trebuie să le depuneți în cazul în care veți dori să participați la acest concurs. Planul este selectat, aici aveți câteva informații, are o structură în care găsiți viziunea, strategia, descrierea afacerii, clienții, punctele tari, punctele slabe, o secțiune în care vorbiți despre managementul, cine va asigura managementul, despre resursele umane pe care le propune planul, activitățile, locația acestuia și investițiile pe care le veți face. O secțiune în care vorbiți despre concurență și strategia dumneavoastră de marketing, iar ulterior veți prezenta toate costurile dumneavoastră de operare. Ce mai prevede suplimentar acest plan de afaceri, suplimentar față de orice alt model de plan de afaceri care este în general utilizat pentru accesarea unei finanțări? Avem o secțiune în care vorbim de măsuri de inovare socială. Este un concept relativ nou, cam în jur de 10 ani de zile a apărut, este promovat de Comisia Europeană și presupune că o firmă ar trebui, în atingerea scopului pe care și l-a atins, și anume de a face profit, să încerce să răspundă și unor nevoi cu care se confruntă societatea. Mai multe informații legate de acest concept și despre exemple concrete de măsuri de inovare socială pe care ați putea să le introduceți în planurile dumneavoastră, le găsiți în suportul de curs și le veți putea discuta împreună și cu formatorii noștri. O altă secțiune pe care am inclus-o în planul de afaceri sunt măsuri privind implementarea soluțiilor TIC, adică tehnologia informației și comunicațiilor. În ziua de azi, orice afacere sau majoritatea ar trebui să conțină și măsuri care să asigure implementarea unor astfel de măsuri, de tehnologia informației și comunicațiilor, măsuri de dezvoltare durabilă. Se știe foarte bine că orice afacere are un impact negativ asupra mediului, iar scopul oricărui antreprenor al viitorului ar trebui să fie să încercarea de a diminua acest impact negativ și să-l maximizeze pe cel pozitiv. Și măsuri privind tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, care din punctul nostru de vedere poate fi înglobată sub aceeași umbrelă a măsurilor de dezvoltare durabilă. Aceste secțiuni sunt obligatorii dacă doriți să obțineți punctaje cât mai mari. Măcar una dintre aceste secțiuni, aceste măsuri, ar trebui abordată în cadrul planului dumneavoastră de afaceri. Din ce pot să vă spun este că în prezent proiectul nostru oferă, să spunem așa, o mică particularitate. Noi concursul îl desfășurăm în 4 etape. Deja am organizat 3 etape, mai avem o singură etapă. În această etapă, cei care vor participa la ultimul nostru curs de formare, pe care ne propunem să-l organizăm aici în Onești, vor avea posibilitatea să depună planuri. Pentru această secțiune, pentru această etapă, sunt suficiente locuri, sunt suficienți bani, șansele sunt la fel dacă ați fi participat și în prima etapă. Ce pot să vă spun, că să-mi continui ideea, este că
la celelalte etape, planurile care au fost depuse au încercat, în proporție de peste 80%, să includă măsuri din toate categoriile pe care eu vi le-am prezentat aici. Mai ales că nu este atât de dificil. O să vedeți în timpul cursului chiar exemple foarte ușoare pe care le puteți adopta și dumneavoastră în planul de afaceri și nu numai că sunt ușor de implementat, dar vă pot aduce și beneficii reale în ideea noastră de afaceri. Selecția planurilor se face de către un juriu independent, nimeni din cadrul echipei de proiect nu face parte din această comisie. Este alcătuită din persoane cu experiență în partea de în mediul antreprenorial, în domeniul bancar, au capacitatea să evalueze și să identifice planurile care într-adevăr au un potențial de a fi fezabile, un potențial de a avea succes. Pentru că aici cred că interesul este general, dumneavoastră să primiți bani pentru un proiect care are, pentru un plan de afaceri care are șanse să nu dea faliment, să fie o idee de succes, la fel și noi în cadrul proiectului ne dorim ca ideile de afaceri pe care le vom finanța să devină adevărate afaceri competitive pe piață. Juriul are, bineînțeles, la dispoziție un mecanism de evaluare și de selecție care se bazează pe anumite principii. Aceste principii sunt stabilite prin negociere cu Comisia Europeană de către Guvernul României și absolut fiecare juriu în toate proiectele trebuie să țină cont de ele. Și anume, nu pot fi finanțate două sau mai multe planuri care sunt propuse de persoane diferite, dar care sunt identice sau au un grad de asemănare foarte mare. Nu ne referim aici la codurile CAEN. Se pot finanța planuri care au același obiect de activitate fără niciun fel de problemă. Ce se dorește prin acest criteriu este să nu copiem sau să nu venim cu același plan identic, să încercăm să obținem finanțare de mai multe ori, chiar dacă, să spunem, sunt eu, este fratele, soția și așa mai departe. Fiecare trebuie să aibă propria lui idee. De asemenea, planurile de afaceri trebuie să reflecte realitatea segmentului de piață vizat și să fie fundamentate din punct de vedere tehnic și economic. Acest lucru este absolut în interesul tuturor. Și a dumneavoastră celor care faceți planul, pentru că atunci ați făcut o fundamentare corectă, ați identificat într-adevăr nevoia unui business în mod corect pe piață, dar și evaluatorul are, să spunem, liniștea că acordă acești bani unei idei de afaceri care într-adevăr are potențial. Excepție de la regula de asemănare, să spunem, sunt planurile de afaceri de tip franciză, unde acolo trebuie ținut cont și de regulile celui care acordă această franciză și probabil că anumite secțiuni din plan ar putea să fie identice. Selectarea planurilor, așa cum v-am spus, se face în cele patru etape, dar fiecare dintre ele are la rândul ei inclusă alte două etape, și anume verificarea administrativă și cea de-a doua în care se face verificarea tehnică și financiară. Verificarea administrativă are scopul de a verifica dacă îndepliniți toate condițiile de eligibilitate care sunt trecute în metodologia de care v-am spus mai devreme și pe care o găsiți pe site-ul antreprenoriadesucces.ro, iar cea de-a doua evaluare, adică numai planurile care vor trece de etapa administrativă, vor intra efectiv în evaluarea tehnico-financiară. După ce se finalizează această etapă de concurs, persoanele care vor fi declarate câștigătoare, înainte ca firma să fie finanțată, să fie înființată și înainte ca finanțarea să fie acordată, vor urmări un stagiu de pregătire practică. Stagiul de pregătire practică va fi organizat în cadrul proiectului, la fel ca și formarea profesională, deci nu reprezintă niciun cost pentru persoanele care vor participa și se vor face în cadrul unor companii existente care desfășoară activități similare.
Scopul este să vă ajute pe dumneavoastră, cel care a câștigat planul de afaceri, să își rafineze planul de afaceri, să facă un schimb de experiență, să mai bine un transfer de know-how din partea unui antreprenor care s-a confruntat cu niște probleme asemănătoare acum ceva ani, să învețe din greșelile acestuia și să, eventual, să vadă ce ar putea să facă diferit, tocmai pentru a evita anumite situații cu care acea persoană, acel antreprenor s-a confruntat. Activitatea de identificare a acestor firme va fi făcută de către experții din cadrul proiectului, tocmai de aceea avem în cadrul acestui parteneriat și Camera de Comerț și Industrie Neamț, care dispune de mijloacele necesare pentru a identifica firmele care ar putea să vă primească în acest stadiu de pregătire. Bineînțeles că și dumneavoastră puteți să participați și puteți să propuneți firme în care ați dori, cu care ați dori să intrați în contact, pentru a face acest transfer de know-how cât mai bun și cât mai util pentru dumneavoastră. Stagiul are și el o durată de 40 de ore, iar toată această activitate va avea loc până pe data de 14 ianuarie 2019. Pentru că, nu v-am spus, durata proiectului este de 3 ani de zile, calculată începând cu data de 15 ianuarie 2018. Deci proiectul se termină în 2021. Anul acesta am făcut partea de formare și vom finaliza cu partea de stagiu de pregătire. Câștigătorii, urmând să-și primească finanțarea și firmele să fie înființate de-abia începând de anul viitor, începând din luna februarie anului viitor. Trecem un pic peste informațiile legate de stagiul de practică, pentru că v-am dat aceste informații. Și ajungem la etapa a doua a acestui proiect, care urmărește implementarea efectivă a acestor planuri de afaceri care au fost declarate câștigătoare și care urmează să primească finanțare. Etapa aceasta debutează cu o activitate care se numește activitatea privind organizarea de ședințe de consiliere și consultanță individuală, care are două scopuri. Unu, din punct de vedere tehnic, veți primi sfaturi, recomandări de la echipa de experți privind graficul Gantt, adică durata de implementare a activităților pe care dumneavoastră le-ați prevăzut în cadrul proiectului. Eu știu anumite sfaturi legate de modul în care trebuie să faceți achizițiile pe care le-ați prevăzut în cadrul proiectului. Sau acele elemente care ar putea să fie îmbunătățite în planul dumneavoastră ca urmare a participării la stagiului de pregătire practică. Dar cu condiția să nu se modifice în mod substanțial planul cu care ați câștigat, ci doar să-l rafinăm, să-l îmbunătățim, astfel încât dumneavoastră să aveți un succes cât mai mare, să spunem. N-am spune garantat, că nimic nu e garantat în viață. Pentru aceasta vom organiza un eveniment, de asemenea, de o zi, cu participarea a tuturor persoanelor care au fost câștigătoare. Deci, după ședințele de consiliere și de consultanță, facem și un eveniment de networking, astfel încât toți cei care au câștigat să aibă posibilitatea să se cunoască, dar, în același timp, scopul acestui eveniment, care de asemenea este finanțat din bugetul proiectului, este să vă pună în contact și cu diferite instituții, organizații, rețele de oameni de afaceri care ar putea să vă ajute în implementarea planului de afaceri. Eu știu, poate aveți nevoie de să știți cum obțineți anumite autorizații care sunt specifice activității dumneavoastră. Iar toate aceste, să spunem, informații, persoane, organizații de care ar trebui să știți, să vă ajute să le cunoașteți prin intermediul acestui eveniment. După ce se finalizează și această activitate privind organizarea evenimentului, putem să vorbim despre înființarea și demararea activităților din firma dumneavoastră. Până la acest moment, vorbim de persoane care au câștigat planuri de afaceri.
care au câștigat planurile de afaceri, care urmează să fie finanțate. Deci nu vorbim de firme. Din acest moment, din această activitate, firmele vor putea fi înființate. Ele vor fi înființate în cadrul proiectului, specialiștii din cadrul Camerei de Comerț vor pregăti dosarele, dumneavoastră având, bineînțeles, sarcina de a aduce documentele de care aveți nevoie privind sediu social sau alte documente care sunt necesare pentru înființarea firmei. Iar după ce firma se înființează, știm foarte bine că în ziua de azi înființarea unei firme nu durează mai mult de 3-4 zile, veți putea să semnați contractul de subvenție pentru a primi banii pe care i-ați cerut prin planul de afaceri. Avem aici nu prea se vede, întreprinderile pe care le veți înființa în cadrul acestui proiect trebuie să aibă punctul de lucru, sediu social și punctul de lucru în mediul urban din regiunea Nord-Est. În orice localitate din regiunea Nord-Est, dar să fie în mediul urban. Este obligatoriu pentru că este una din condițiile acestui program, acestui proiect de a finanța și de a stimula înființarea de întreprinderi în mediul urban, nu în mediul rural. În momentul în care veți semna contractul de subvenție, urmează să primiți banii prin intermediul partenerului nostru, Camera de Comerț, Neamț, a județului Neamț, care la rândul ei va primi banii de la Guvernul României. Toată, să spunem, bucătăria pentru primirea acestor bani, în mod normal, nu ar trebui să fie de durată, pentru că avem un document justificativ care îl reprezintă acel contract de subvenție și dovada deschiderii unui cont bancar. Prin urmare, de la data înființării până la data la care dumneavoastră ar trebui efectiv să aveți bani în cont, nu ar trebui să dureze mai mult de o lună de zile. Dumneavoastră, în calitate de persoană care a depus planul de afaceri, veți fi administratorul societății. Este obligatoriu să fiți administratorul societății și să fiți și acționarul majoritar. Pentru că va trebui să vă asumați răspunderea printr-o declarație pe proprie răspundere că afacerea dumneavoastră îndeplinește toate condițiile de funcționare. Știți foarte bine că la Registrul Comerțului se depune împreună cu toate formularele și o declarație în acest sens, pentru că este o condiție ca activitatea dumneavoastră să fie legală. Prin urmare, dacă activitatea pe care vreți să o desfășurați necesită obținerea unei anumite autorizații care necesită mai mult timp, atunci dumneavoastră trebuie să vă luați angajamentul că veți obține toate autorizațiile conform legislației în vigoare. Așa cum vă spuneam, trebuie să fiți asociat majoritar sau administrator al firmei nou înființate, dumneavoastră cel care ați depus planul de afaceri. Pentru acest lucru înseamnă că nu trebuie să aveți calitatea de asociați majoritari în alte societăți. Puteți să fiți minoritar, dar nu majoritar dacă vreți să participați în acest proiect și să obțineți o finanțare. Așa cum vă spuneam, finanțarea o veți primi după semnarea acestui contract de subvenție și vorbim din acest moment de un ajutor de minimis. Așa se numește subvenția în sine, banii pe care îi veți primi. Ajutorul de minimis este acordat unei firme, nu unei persoane. De aceea, dumneavoastră veți putea primi efectiv subvenția, banii pe care i-ați solicitat în planul de afaceri, de-abia după ce se înființează firma. Regulile ajutorului de minimis cred că le cunoașteți, dacă nu vi le spun și eu. O societate comercială are dreptul să primească în 3 ani
de activitate până la 200.000 de euro ajutor de minimis. Practic, dumneavoastră, după ce ați primit această subvenție pentru înființarea planului, aveți posibilitatea să accesați și alte programe, după ce, dacă ele vor fi existente și, în general, Guvernul României lansează periodic scheme de ajutor de minimis, până la concurența sumei de 200.000 de euro. Cum se acordă acest ajutor de minimis? Se acordă în două tranșe, 75% după ce semnați contractul de subvenție, și v-am spus, maxim cam o lună de zile ar dura transferarea banilor, iar cea de-a doua tranșă, diferența de până la 100%, până la 100%, este o tranșă finală care se acordă dacă în termen de 12 luni de la înființare, veți realiza venituri care să reprezinte minim 30% din valoarea tranșei inițiale. În cazul în care nu veți atinge aceste venituri în termen de 12 luni de la înființare, nu veți primi tranșa aceasta de 25%. Nu este foarte greu, mai ales că nu vorbim de profit, vorbim de venituri. Înseamnă că dumneavoastră trebuie să înregistrați venituri. Dacă afacerea este o afacere bună și ar trebui să fie o afacere bună dacă sunteți în acest moment pentru că a fost evaluată de o comisie externă, nu ar trebui să aveți dificultate în realizarea acestui prag de minim 30%. Cred că vorbim undeva de în jur de 6-7.000 de euro. Împărțit în 12 luni, ar trebui să aveți venituri lunare de circa 3.000 de lei. Pentru o afacere, încă o dată spun, care într-adevăr a ajuns până acest moment, nu ar trebui să fie greu să realizați aceste venituri. Așa cum vă spuneam, în cazul în care nu este respectată această condiție, tranșa finală nu se mai acordă. O altă condiție de care trebuie să știți este faptul că firmele acestea nou înființate nu au voie să semneze contracte între ele. Atâta timp cât durează proiectul, până în 2021, firmele nu au voie să colaboreze între ele. După ce se termină proiectul, sunteți liberi să faceți aceste colaborări. Aici au fost persoane care au fost un pic dezamăgite că nu pot colabora între ele, mă refer la cele 43 de firme care au fost subvenționate în cadrul proiectului nostru. Dar regula cred că este făcută în așa fel încât să evite situațiile de fraudare. Și atunci trebuie să ne supunem acestei reguli și să încercăm să nu ajungem în situația aceasta nici măcar neintenționat. Pe parcursul proiectului, adică până în 2021, firmele care vor primi această subvenție vor fi monitorizate. Vor fi monitorizate de echipa de experți din cadrul Camerei de Comerț a județului Neamț și din cadrul Innova Project Consulting. Și ajungem și la etapa a treia, care este etapa de monitorizare. În această etapă, dumneavoastră, veți implementa planurile de afaceri, veți cheltui banii pe care i-ați cerut conform planului de afaceri, iar rolul nostru este să ne asigurăm că nu întâmpinați probleme în această perioadă, că respectați regulile pe care nu le știți și care vin la pachet cu aceste fonduri europene, pentru că știți foarte bine că fondurile europene au anumite reguli, iar scopul nostru, rolul nostru este să vă dăm toate aceste informații, să vă ajutăm atunci când aveți probleme, dar în același timp să verificăm că faceți ceea ce ați scris în planurile de afaceri. Trebuie să ne vedeți ca pe niște parteneri, pentru că nu suntem cei care vom veni să tăiem cheltuieli sau să vă certăm că nu aveți nu știu ce document. Suntem cei care vă spunem că trebuie să cheltuiți banii în acest fel, că vă trebuie documentul respectiv. Normal că dacă nu respectați regulile jocului, avem dreptul să vă tragem un pic de urechi. Dar cred că interesul este
comun pentru toată, pentru toată lumea. Astfel, veți trimite în fiecare lună rapoarte de progres, adică a luna aceasta, conform planului de activitate, am achiziționat echipamentul Y. Luna aceasta am plătit salarii în valoare de atât. Luna aceasta mi-a plecat un om. Trebuie să raportez ce se întâmplă. Pentru că, într-adevăr, banii sunt nerambursabili, nu trebuie să-i dați înapoi, dar noi, împreună cu Uniunea Europeană și Guvernul României, avem dreptul să verificăm dacă îi cheltuiți așa cum ați spus. De asemenea, veți fi rugați să raportați în fiecare lună și care este stadiul de implementare a măsurilor de care v-am spus ceva, cu ceva timp în urmă, cele de inovare socială, de TIC și de dezvoltare durabilă. În etapa de consultanță, cea care debutează în a doua etapă de implementare a proiectului, veți primi mai multe informații din partea consultanților noștri specializați în domeniul inovării sociale și al dezvoltării durabile, cu privire la aceste măsuri pe care le veți implementa. Ca să vă dau un exemplu, să fie relativ ușor. Dacă vorbim de tranziția către o economie cu emisii scăzute, faptul că firma dumneavoastră, să spunem, este o agenție de turism și în birourile în care își desfășoară activitatea implementează niște măsuri de eficiență energetică prin faptul că instalează niște becuri de tip LED, faptul că, să spunem, spațiul respectiv este luminat natural mai mult, faptul că utilizează niște laptopuri care consumă mai puțin sau eu știu ce alte aparaturi necesare activităților care sunt într-o clasă eficientă energetic, sunt măsuri pe care dumneavoastră le-ați implementat, care duc și la un nivel scăzut de electricitate și atunci avem și această tranziție către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon, dar în același timp și dumneavoastră veți simți în buzunar acest lucru prin faptul că veți avea niște costuri mai reduse. Despre genul acesta de măsuri vorbim. Nu vorbim de lucruri complexe, nu vorbim de lucruri dificile, de lucruri simple, care la un moment dat țin și de bun simț și pe care dumneavoastră să fiți efectiv în situația de a le putea implementa. Da? Acum să vă mai dau câteva informații legate de această schemă de ajutor de minimis, România Startup, pentru că pentru a putea acorda această subvenție pentru fiecare plan de afaceri, Guvernul României a trebuit să creeze o schemă de minimis. Și atunci a stabilit niște reguli generale care se aplică, așa cum vă spuneam, tuturor proiectelor, atât cele din regiunea Nord-Est, care sunt similare, dar și din celelalte regiuni ale țării. Pentru că această schemă se aplică în toate regiunile din România, mai puțin regiunea București-Ilfov, care nu este eligibilă pentru acest tip de program. Normal că dacă vorbim de firme care de-abia acum se înființează, ele trebuie să fie legal constituite în România și să-și desfășoare activitatea în România. Normal că nu veți putea înființa firma în altă parte, atâta timp cât această activitate este coordonată de colegii noștri de la Camera de Comerț Neamț. Reprezentantul legal, administratorul firmei, nu trebuie să fi fost supus în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă din motive profesionale sau etic-profesionale. Să nu fi fost condamnat la fel printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă pentru fraudă, corupție sau implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale, să nu furnizeze informații false și firma pe care o înființează să fie direct responsabilă de pregătirea și implementarea planului de afaceri și să nu acționeze ca un intermediar. Deci firma dumneavoastră să fie cea care implementează efectiv planul de afaceri. Sincer, această condiție chiar nu și are sensul, pentru că firma e nou înființată, n-a mai primit ajutoare de din minimis, deci nu are cum să fie în situația de a da înapoi ceva.
pentru cine nu se aplică această schemă de minimis. Și aici, când spun pentru cine nu se aplică, ne referim la domenii de activitate. Nu se aplică pentru firmele care vor să-și înființeze, să-și desfășoare activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii. Deci dacă vreți să faceți o afacere în sectorul ăsta, nu este eligibil. În domeniul producției primare de produse agricole și, să spunem așa, ajutoarele acordate întreprinderilor care își desfășoară activitatea în sectorul prelucrării și comercializării pe produselor agricole sunt eligibile ca și firme numai în anumite situații. Atunci când valoarea ajutorului de stat, ajutorului de minimis, nu este stabilit pe baza prețului sau a cantităților produselor în cauză și atunci când ajutorul este condiționat de condiționat de transferarea lui parțială sau integrală către producătorii primari. De exemplu, dacă doriți să vă faceți o fabrică de compot, nu aveți voie să achiziționați din banii pe care îi primiți de la noi prunele. Dar, în schimb, puteți să vă achiziționați borcanele și linia de producție. Dacă ați achiziționa prunele, care sunt un produs agricol, ați fi în situația în care transferați ajutorul pe care vi-l dăm noi către un producător de produs primar agricol. Și, de asemenea, ajutoarele, această subvenție nu se aplică activităților legate de export sau cele care condiționează utilizarea preferențială a produselor naționale față de cele din import. Deci să nu există această condiționare. Bineînțeles că puteți să folosiți, dar să nu există această condiționare. De asemenea, ajutoarele nu pot fi acordate pentru achiziția de vehicule de transport rutier de mărfuri. Având în vedere totuși mărimea subvenției, nici nu ar fi suficient de mulți bani pentru asemenea activitate. Ce trebuie să mai știți? Sunt anumite limitări cu privire la anumite activități economice. Și anume, în cadrul proiectului nostru nu putem să subvenționăm mai mult de 20% din planurile de afaceri pentru acele planuri care se încadrează în secțiunea G din codul CAEN, și anume comerț cu ridicata, repararea autovehiculelor și motocicletelor și practic partea de servisuri. Deci dacă vreți să faceți activități în privind comerțul cu amănuntul sau servisuri, sunteți eligibili, dar trebuie să știți că aveți mai puține șanse, pentru că noi nu putem să acordăm subvențiile mai mult de 20%, deci decât câteva planuri vor putea fi finanțate în aceste sectoare de activitate. O altă limitare, dar de asta v-am spus, nu putem să finanțăm mai mult de 10% planuri care sunt depuse de persoane care nu au participat la programul de formare. Ca și obligații, ce obligații aveți? Trebuie să angajați minim 2 persoane. Deci planul dumneavoastră de afaceri trebuie să vizeze înființarea minim 2 locuri de muncă. Unul dintre aceste locuri de muncă poate să fie ocupat de dumneavoastră. Nu este obligatoriu să fie și altcineva. Salariile pentru aceste persoane sunt cheltuieli eligibile. O să vă prezint la sfârșit și lista cheltuielilor eligibile, adică ce puteți să achiziționați din banii pe care vi putem da. Persoanele acestea care vor fi angajate în cadrul afacerii dumneavoastră trebuie să aibă obligatoriu domiciliu sau reședința în regiunea de dezvoltare nord-est, pentru că scopul este să creștem nivelul de ocupare în această regiune. În schimb, aici nu mai există restricția mediului urban sau rural, puteți să angajați oameni care au domiciliu sau reședința și în mediul rural și în mediul urban. Important e dumneavoastră să vă desfășurați activitatea în mediul urban. Și aveți obligația să mențineți funcționarea întreprinderii pe care noi
pe care noi vă finanțăm, cel puțin 12 luni pe perioada implementării proiectului aferent contractului de finanțare. Deci, practic, dumneavoastră aveți obligativitatea ca până în 2021, 14 ianuarie 2021, să vă mențineți această firmă. Nu aveți voie să o închideți și probabil că nu veți avea dreptul nici să o vindeți. Dar astea sunt niște reguli pe care le veți primi în momentul în care veți fi în situația de a semna contractul de subvenție. După ce primiți subvenția și v-am spus că aveți acele 12 luni la dispoziție să realizați veniturile și să cheltuiți și banii pe care vi-i dăm noi, aveți la dispoziție 6 luni în care noi vă vom monitoriza că încă mai existați pe piață, că vă desfășurați activitatea, că nu vindeți echipamentele, că mențineți locurile de muncă pe care le-ați creat. După toată această activitate se întâmplă până în 14 ianuarie 2021. După această perioadă nu mai aveți nicio obligație față de noi. Este posibil, în schimb, să aveți obligativitatea să mențineți totuși echipamentele o perioadă un pic mai lungă. Aici așteptăm și noi niște clarificări de la Ministerul Fondurilor Europene. Să nu puteți să vindeți echipamentele pe o perioadă, cred că undeva la 3 ani de zile. Asta este o regulă generală a fondurilor europene și este posibil să o aplice și în cazul dumneavoastră. Dumneavoastră aveți obligativitatea respectării obiectivelor din planul de afaceri. Când o să vă uitați pe structura planului de afaceri, o să vedeți că aveți acolo o secțiune care se numește obiective și indicatori. Acolo, dacă aveți ca exemple de cifra de afaceri sau profitul sau numărul de locuri de muncă, dacă ați scris în planul de afaceri că vă propuneți ca după un an de zile să atingeți un anumit prag al cifrei de afaceri, dumneavoastră aveți posibilitatea, aveți dreptul și libertatea să vă stabiliți efectiv suma pe care vă doriți, dar dacă ați apucat să o scrieți, atunci trebuie să știți că sunteți obligați să respectați acele obiective și să le atingeți. Dacă v-ați propus în planul de afaceri că veți angaja, că veți crea nu 2 locuri de muncă, cât era minimul, ci 6 locuri de muncă, atunci dacă nu le veți îndeplini, veți fi în situația în care va trebui să dați banii înapoi. Și ajungem și la întrebarea pe care probabil că mulți dintre dumneavoastră ar dori să o adreseze, este când ar trebui să dau banii înapoi, dacă și când aș putea să fiu în această situație. Și atunci situațiile sunt 2. 1. Dacă fraudați, adică cheltuiți banii pe altceva decât ați scris în planul de afaceri. Și al doua situație este dacă nu vă atingeți obiectivele pe care dumneavoastră vi le-ați scris în planul de afaceri. Prin urmare, este foarte important când vă stabiliți obiectivele să vă stabiliți obiective realiste, pentru că nimeni nu vă obligă să vă stabiliți acele obiective, nici ele câte sunt, care sunt acele obiective și nici valoarea lor, nici cuantumul pe care, indicatorul efectiv pe care trebuie să-l atingeți. Deci, situația cam atât. În celelalte situații, dacă nu faceți veniturile de care v-am spus, minim 30% din tranșa de finanțare, nu trebuie să dați banii înapoi pe cei pe care i-ați primit, dar în schimb nu îi mai primiți pe următori. Sunteți obligați să țineți o evidență detaliată privind ajutorul de minimis, pe care trebuie să o păstrați timp de 10 ani de zile. Aici, iarăși, nu vorbim de lucruri extraordinare, pentru că orice om care are o companie, o firmă, știe că documentele trebuie păstrate un anumit număr de ani. Aici, dumneavoastră, trebuie să păstrați toate documentele legate de implementarea acestui plan de afaceri timp de 10 ani de zile. De ce? Pentru că timp de 10 ani de zile ați putea să aveți controale de la Comisia Europeană, de la Curtea de Audit din România, de la organismul intermediar din regiunea Nord-Est sau de la Ministerul Fondurilor Europene. Au dreptul timp de 10 ani de zile să vină să vă caute în arhivă, să vadă cum ați cheltuit banii în urmă cu 10 ani de zile. Bineînțeles că aveți și obligația de a raporta
toate datele și informațiile care vor permite monitorizarea ajutorului de minimis, adică cum cheltuiți dumneavoastră banii. Sunteți obligat, dacă echipa noastră de experți vă vor trimite un e-mail sau vă vor da un telefon în care vi se spun trebuie să ne dați un raport până pe data de, dumneavoastră aveți obligația să furnizați acele date. Dacă Ministerul Fondurilor Europene dorește să primească informații suplimentare față de ceea ce noi vă cerem în fiecare lună, dumneavoastră aveți obligația să furnizați aceste date. Ce vă spuneam, în situația în care nu vă atingeți obiectivele, trebuie să dați banii înapoi. Și ultima obligație este cea privind permisiunea pe care o dați Ministerului Fondurilor Europene de a vă publica datele legate de firma pe care ați înființat-o, adică denumirea firmei și numele dumneavoastră, pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Și acest lucru vă ajută, dacă stați să vă gândiți la interdicția pe care o aveți, de a nu semna contracte între firmele care au primit subvenții. Pentru că asta înseamnă, de fiecare dată, pe perioada acestui proiect, când veți semna un contract, să verificați mai întâi pe această listă, să vedeți dacă firma cu care vreți să faceți afaceri nu cumva este una din firmele care a fost înființată prin acordarea unei subvenții la fel ca dumneavoastră. Cheltuielile eligibile. Ce puteți să faceți cu acești bani pe care noi vi dăm? Bineînțeles, cum vă spuneam, puteți să vă plătiți salarii, taxe, contribuții, onorarii, tot ce înseamnă partea de salarizare. Cheltuieli cu deplasarea. Dacă activitatea și planul dumneavoastră de afaceri solicită astfel de cheltuieli. Și aici vorbim de cheltuieli cu cazarea, cu transportul, cu diurna sau asigurări de călătorie. Cheltuieli necesare pentru achiziția de servicii specializate pentru care dumneavoastră nu aveți expertiza necesară. Da? Ne referim aici la servicii notariale, servicii juridice, servicii de contabilitate, servicii de consultanță, orice alte, eu știu, servicii pentru, de care aveți nevoie în gestionarea unei afaceri și pentru care dumneavoastră nu aveți expertiza necesară. Cheltuielile cu active fixe și corporale, altele decât terenuri și imobile. Deci, cu alte cuvinte, puteți să achiziționați cam tot ce vreți, mai puțin teren și imobil. Imobilul îl puteți închiria, nu puteți să-l achiziționați. De asemenea, nu puteți să faceți construcții, dar puteți să faceți amenajări nu foarte complexe ale pentru spațiul pe care îl închiriați. Puteți să închiriați depozite sau orice alte spații de care aveți nevoie pentru a vă desfășura activitatea. Diferite echipamente de care aveți nevoie, de asemenea. Cheltuielile de leasing sunt și ele eligibile, dar aici ne referim la leasingul operațional. Cine știe despre leasing operațional știe că nu e fezabil oricum, chiar dacă este eligibil, un leasing operațional pe o durată de 12 luni de zile nu este ceva fezabil. Da? Prin urmare, vă rămâne decât, eu știu, închirierea normală, dacă aveți nevoie de un autoturism pe perioadă mai scurtă de timp. Utilitățile. Dacă aveți un spațiu în care vă veți desfășura activitatea, utilitățile aferente acelui spațiu sunt eligibile. Serviciile de administrare a clădirilor, în cazul în care veți avea un birou într-o clădire de birouri. Sau, eu știu, servicii de întreținere, reparare, echipamente, mijloace de transport. Eu știu ce altceva ați putea să mai aveți nevoie. Cheltuieli cu arhivarea, cu amortizarea activelor, cheltuieli financiare și juridice, aici ne referim la comisioanele bancare, dar și la taxele notariale, conectarea la rețele informatice, vorbim aici de internet, de eu știu ce acces la anumite baze de date, și cheltuielile de informare și publicitate. Orice afacere are nevoie de promovare.
toate cheltuielile de promovare sunt eligibile. Fie că vorbim aici de achiziție de spațiu publicitar la televizor, la radio, fie că vorbim de printarea, imprimarea de pliante, de broșuri promoționale sau de campanii pe Facebook, toate aceste cheltuieli sunt eligibile și intră în, în această categorie. Și o altă categorie, alte cheltuieli aferente funcționării întreprinderilor, în care vorbim de prelucrarea de date, de întreținerea, actualizarea și dezvoltarea de aplicații informatice, achiziționarea de publicații, de cărți, de reviste, dacă afacerea dumneavoastră necesită o asemenea activitate, sau concesiuni, brevete, licențe, mărci sau alte drepturi și active similare. Singura condiție, deci e o listă, eu cred că este suficient de generoasă și se pot finanța o gamă foarte mare de cheltuieli. Singura condiție este ca acestea să fie în strânsă legătură cu planul de afaceri. Dacă faceți o afacere care este, nu știu, o brutărie, normal că aveți eligibilitate în ceea ce privește achiziția de cuptoare, de malaxoare, de eu știu ce alte echipamente de care aveți nevoie, dar nu s-ar justifica poate achiziția unui feon, cu toate că și pe acela, dacă vrei, poți să-l justifici, dacă faci, eu știu, vestiare, amenajezi vestiare pentru lucrătorii tăi și atunci s-ar justifica și un feon. Prin urmare, când faceți planul de afaceri, detaliați-l și aveți grijă să includeți toate cheltuielile de care aveți nevoie, din toate punctele de vedere, și din punct de vedere al funcționării, dar și din punct de vedere al promovării. Aveți acești bani, folosiți-i. Nu vă duceți neapărat pe salariul dumneavoastră. Mai bine vă creați o firmă de succes care ajunge să aibă profit și vă luați dividende, decât să ajungeți în situația să vă dați dumneavoastră un salariu și cel care aduce banul efectiv, care produce în cadrul societății, de fapt să fie altcineva. Normal că dacă dumneavoastră sunteți persoana care realizează veniturile în firmă, atunci se justifică și o astfel de cheltuială. Asta e o recomandare pe care vă dau, nu este obligatoriu categoric. Cam atât. Restul sunt informații de care vi le-am furnizat. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mai multe informații găsiți și pe site-ul Camerei de Comerț și pe site-ul proiectului antreprenoriatesucces.ro și în materialele pe care vi le-am furnizat. Dacă doriți să vă înscrieți la programul de formare, vă sfătuiesc să începeți să completați documentele pe care vi le-am dat în mapă. Colegii noștri le pot primi și cu cât strângem grupa mai repede, cu atât putem să dăm drumul la cursul de formare, eu știu, undeva săptămâna viitoare, dacă nu, în maxim 2 săptămâni. Mă scuzați? Nu este nimic contra cost în cadrul proiectului. Bugetul proiectului este scris pe roll-up. E mai mic, este de 10 milioane de lei, 10 milioane și de lei. Toți acești bani îi folosim pentru dumneavoastră. Deci nimic din cadrul acestui proiect, participarea dumneavoastră nu va necesita vreun cost. Sunt 43 de planuri pe care noi le putem finanța în cadrul proiectului, dar doar 4 care vor fi depuse de persoane care nu au participat la programul nostru de formare. Adică sunt 4 locuri pentru cei din exterior și mult mai multe pentru cei din interior. Exact. Cu siguranță sunt 43 de locuri, da. Da. Nu. Deci niciun angajat nu va fi pensionat. Nu, nu. Nu pentru plan, deci nu pentru plan. Am înțeles, unul dintre angajați. Nu. Nu, pentru că scopul este să stimulăm ocuparea pe piața muncii și nu persoanele care au ieșit la pensie. Puteți să o angajați, dar să nu fie una din persoanele pe care o plătiți din subvenții. Intenționat, poate să fie administratul
Dacă nu are 68 de ani, până în 68 de ani, acum nu știu care e situația fiecarei persoane când iese la pensie. Da, exact, exact. Este eligibil că se încadrează în... Da, și poate să fie administrator. Comisia aceea de validare a proiectelor va veni la UNESCO dacă cursul este schimbat la UNESCO? Nu. Unde? Comisia este la Piatra Neamț. La Piatra Neamț. Da. Pentru că, să înțeleg, camera de comerț Piatra Neamț este cea care supervizează acest proiect. Da, da. Ei sunt liderul proiectului. Pentru toate județele. Pentru toate județele, da, da. Da, 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 da. Noi avem activități în toate județele. Comisia este, se întrunește la sediul Camerei de Comerț. La Batu sau la Camera de Comerț Neamț? Firma se va înființa în pe raza județului pe care, în care își va desfășura activitatea. Sprijinul îl veți primi de la Camera de Comerț Neamț. Adică ei vă pregătesc toate documentele și eventual vă ajută și cu depunerea. Dar firma va fi înființată unde vreți să vă... inclusiv acestea pe care am primit astăzi, pot fi trimise și online pentru scriere? Sau unde trebuie să depunem acest plan? Da, eu v-aș recomanda să încercați să le completați acum, pentru că ele oricum trebuie să ajungă la noi în original. Pentru persoanele care nu doresc neapărat acum să se înscrie, le puteți trimite pe adresa de e-mail office@innovaconsulting.ro, Innova Consulting cu doi de n. Ia să vă scriu aici un pic. Sunt direct la dumneavoastră la București, da? Păi da, este adresa noastră. Hai să scriu aici adresa. Până la ce dată? Deci, la această adresă, da? office@innovaconsulting.ro. Nu se vede, nu? Imediat. Stați că mă uitam să văd dacă e adresa noastră aici. O aveți și aici pe spate, da? Adresa noastră. Să nu trimiteți la Camera de Comerț că ei gestionează alte județe și tot la noi ajung, numai că ajung cu întârziere și atunci le trimiteți la adresa aceasta. Noi ne propunem ca înscrierile pentru următoarea grupă să le finalizăm până cel târziu, haideți să mă uit un pic, activitatea se termină pe 15 noiembrie și atunci noi ar trebui ca cel târziu, eu știu, 22-25 să demarăm cursul, octombrie, da? Deci dacă doriți să vă înscrieți, eu vă recomand să trimiteți toate documentele până la sfârșitul săptămânii viitoare, astfel încât și noi să avem timp să le procesăm. Cursul fiind autorizat ANC, trebuie să respecte o anumită metodologie, noi trebuie să-l comunicăm la Comisia de la București și Comisia de la București să comunice Comisiei din județul Bacău că dorim să organizăm un curs aici. E destul de complicat. Da, aveți datele pe pliant sau pe buletin, aici unde scrie Innova Project Consulting, aveți și numărul de telefon unde puteți să sunați și să cereți mai multe informații. Puteți să ne trimiteți documentele dumneavoastră pe e-mail și aici când mă refer la cartea de identitate și ca să vedem că sunteți eligibili ca vârstă, ca domiciliu sau ca reședință și o copie după actul de studii, ca să vedem că aveți minim studii medii să puteți să participați. Iar restul documentelor putem să le primim și ulterior, oricum ele trebuie în original. Atunci, dacă le puteți trimite pe e-mail, originalele le putem primi chiar în prima zi de curs, în momentul în care venim cu
cu toate dosarele, dar măcar într-o primă fază să avem buletinul și cu copia dumneavoastră de act de studii, studiile dumneavoastră. Dacă doriți să completați deja și mai bine să le completați cererea, acolo aveți, puteți să treceți și numărul de telefon, vă putem contacta și noi și să vă solicităm documentele sau să vă spunem exact unde vom ține cursul, care e locația și exact data. Dar totul depinde de dumneavoastră, adică dacă noi nu vom reuși să formăm o grupă pe Onești, va trebui să ne reorientăm către Bacău. Păi hai să vedem ce aveți acolo. Aveți cererea de înscriere. Aici ne ajută la chestionar să nu fiți în situația în care să fiți, de exemplu, acționar majoritar într-o altă societate. Nu, este suficient descrierea afacerii, ideea principală, nu. Da. Da. Deci, ce veți face în timpul cursului, planul de afaceri pe care îl veți lucra împreună cu formatorul și pe care îl prezentați și în fața comisiei de examen, este un exercițiu. Nu este obligatoriu să fie planul cu care veți participa dumneavoastră la concurs. Poate să fie orice fel de afacere. Scopul lui este să arate cât de mult ați înțeles ceea ce aveți de făcut și să fie un exercițiu pentru dumneavoastră pentru concurs. Cu planul cu care veți aplica la concurs este și cu totul și cu totul altceva. Poate să fie și o idee diferită. Da? Nu este obligatoriu să veniți cu ideea din, chiar dacă e neeligibilă, să spunem că e din domeniul agricol. Da? Cu alte cuvinte, poate sunt persoane care o să spun pe următor, domnule, dacă nu merge proiectul, plătim cumva cursurile astea, nu. Nu, sunt gratuite și nu. Nu, dar dacă vă înscrieți, e bine să participați, nu să ne trezim, la sfârșit că nu veniți la examen și noi am cheltuit bani cu dumneavoastră, pentru că pentru noastră e gratuit, pentru noi nu, v-am spus, și noi cofinanțăm acest proiect. Și... Da, exact. Da, bineînțeles. Grupa pe care noi putem să o formăm este de maxim 28 de persoane. Dacă cumva e o cerere atât de mare, vedem dacă mai avem loc să mai facem încă o grupă, dar eu cred că e suficient. Nu. Nu. Persoane, dacă ați văzut, este eligibilă să participe o persoană care este cu vârsta între 18 și 60 de ani și care nu este acționar majoritar. Cel care primește efectiv subvenția este firma pe care o înființează atunci. Pentru dezvoltarea firmelor existente sunt alte programe, nu acesta. Este pentru start-up-uri acesta. Deci poate avea firmă, dar să aibă sub 50%. Da, și subvenția o primește... e interpretabil. Mai bine sunteți cu 49. Da. Ok, bine. Mulțumesc mult pentru participare.